N-au prins grupele. Dorian Bertrand, Dorian Bertrand! Încă un șut pe poartă pentru FC Argeș. Dorian Bertrand, jucător de picior stâng. Pentru Liga a doua, spune că Dorian Bertrand este un jucător bun. Nu mi s-a părut rău nici în Superliga. Jucătorul 2005 al celor de la Metalo Globus. Centrare spre Huiban. Mingea îi revine, scoate la marginea careului pentru Cruceru. Prima ocazie și pentru Metalo Globus. Corner pentru gazdele de astăzi. Reținut în lot de Dorinel Munteanu. Revedem șutul lui Cruceru, foarte puțin pe lângă poarta lui Andrei Bucur. Fără acea Daniel Stanciu este conducătorul clubului. Pasă între linii, situație bună pentru cei de la Metalo Globus. Intervenția lui Andrei Bucur. Șutul lui Vlad Bogdan cu piciorul său de bază. Prea. Din stânga execută cornerul Andrei Sava. În zona careului mic trece pe sub această centrare Zakir. Shot! Goal! Marchează Metalo Globus prin Chati Terzoglu. Grecul care a greșit runda anterioară la golul primit în minutul 90 plus 8 la Buzău, reușește un gol superb aici pe stadionul pe care îl cunoaște atât de bine din perioada în care juca pentru Academica Clinceni. Mingea ținută în viață de Zakir și iată finalizarea la semi-înălțime, bară gol. Mingea are mult rotație și intră în poartă. 1-0 pentru Metalo Globus. La cum s-a jucat, mai spune că merită avantajul. Erau 35 de metri. Spune ceva această încercare despre nivelul jocului piteștenilor. Bertrand profită de greșeala lui Cuadio. Fața porții, gol! Angelo! Ce greșeală din partea lui Cuadio. Îl lasă în zona careului mic pe Dorian Bertrand. Acesta întoarce balonul și este 1-1. Acum scorul mi se pare echitabil. Angelo a marcat și la Tunari. Anterioara deplasare din Liga a doua. Gol marcat în prelungiri. Angelov sezonul anterior, 16 goluri pentru FC Brașov. 2 acum pentru FC Argeș. Finalizare sigură din alergare. Ce era? Antonio Cruceru și Georgian Honciu sunt în mijlocul terenului. Linia de 3 din spatele lui Huiban cu Andrei Mihăilă, Vlad Bogdan și Yasin Zakir. Iată-l pe Huiban. Se uită pentru o soluție. Bună pasa, Mihăilă! O repriză excelentă pentru Mihăilă. Prima putea să înceapă foarte bine și partea a doua, chiar cu un gol. Huiban profită de faptul că Mario Tudose a fost dezechilibrat acolo. Andrei Mihăilă este jucător de picior stâng. Viera lui Bogdan Rusu din nou de la prima bară. Mai are o șansă Rădescu. E pe stângul. Centrează totuși periculos. Bară pentru piteșteni. Lovitura de cap a lui Grigore Turda. Cea mai mare ocazie pentru FC Argeș. Vedem. Apare perfect în acea zonă. Și o lovitură grea de cap pentru că e departe de poartă. Honciu. Pe jos, mingea în fața porții. Reluarea lui Alexandru Gheorghe.